Când fratele se ruga în limbi, mi-a făcut domnul de cunoscut ce spunea. Și în limbi când se ruga, fratele zice: popor de legământ, pregătește-te că vin vremuri grele. Vin vremuri grele și dacă la ora actuală nu adunăm putere, zice că mulți în vremurile care vin nu vor rezista. Și zice, mulți vor cădea în vremurile care vin. Și adesea, prin Duhul Sfânt, îi se dădea și vorbea prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt mijlocea pentru noi aici și spunea că noi să cerem putere, că vin vremuri grele peste noi și numai cei care vor cere putere, vor fi îmbrăcați cu putere, vor rezista cu privire la vremurile care vin. Domnul să ne dea biruință!